Primul sfert de oră a meciului a consemnat doar o ocazie în dreptul gazdelor din lovitură liberă. Sucevenii au deschis scorul în minutul 21 prin Șuleru, care a fructificat o pasă venită de la Azahar Ioaie. Gazdele au restabilit egalitatea peste 10 minute prin Ghiviziu, care a înscris cu un voleu din afara careului. Rapid a replicat imediat, Negru a pătruns pe partea stângă, a șutat, dar portarul gazdelor a respins. Cu 2 minute înainte de pauză, Gavriloaia și-a salvat echipa într-o situație de 1-1 cu fostul atacant al cetății Bogdan Știubei. Cele două echipe au început repriza secundă cu garda jos. Azahar Ioaie pentru ceferiști și Știubei pentru gazde și-au trecut în cont primele ocazii ale părții a doua. Mircea Negru a spart apoi ghinionul și a înscris pentru 1-2 cu un șut din unghi la colțul lung. Bucuria oaspeților a durat puțin, gazdele restabilind egalitatea după doar 2 minute. Scorul final a fost stabilit în minutul 72 de Țăbară, care a înscris cu capul în urma unei faze fixe. După părerea mea, am fost echipa care a fost mai matură în joc, dar pe câteva neatenții s-a văzut lipsă de marcaj, s-a văzut că n-au jucat împreună jucătorii care au venit cei noi de la Suceava la Rapid. Una peste alta, în pregătire făcut numai un meci de pregătire împreună, se vede că n-au relație de joc. Rapid a rămas pe locul 7 la finalul rundei. În următoarea etapă, ceferiștii vor întâlni pe teren propriu Ceahlăul 2 Piatra Neamț.